Trebuie să spun că spre deosebire de ceea ce se întâmplă la București, și anume fiecare dintre cei prezenți la lecturi, la întâlnirile Institutului Blecher, au și niște cărticele pe care le face Ana cu textele citite, așa încât acolo se pornesc inevitabil discuții. Aici asta nu se va întâmpla, fiindcă doar eu am avut privilegiul să citesc textele pe care le-am și auzit acum. Însă sunt printre noi câțiva poeți și prieteni, care eu țin foarte mult, care cred că ar putea să spună câte ceva despre lucrurile citite aici. Mă gândesc că Radu știe poate mai bine decât noi toți și lucruri mai vechi și lucruri mai noi din evoluția Anei, poeziei ei. Și a și scris de altfel un text de curând, acum nu o să spun că e un text minunat, cred că știi asta, dar aș vrea să vii puțin și să ne spui cum ți s-a părut lectura de acum. Eu aș fi preferat să nu vorbesc, pentru că, sigur, sunt legat sentimental de grupul acesta, de zona nouă și de fiecare dintre ei. Așa că sunt poate mai emoționat decât Ana. Și aș, înainte, cum să zic eu, de a se face observațiile profesioniste pe care nu pot să le fac feteste, aș vrea să spun ceva așa general despre impresia și despre amândouă, nu numai despre Ana, despre impresia provocată mie de lectură. Eu sunt atent când citesc cei mai noi, cei mai recenți, poeții emergenți, să zic așa, dacă și când se va produce acel punct de inflexiune care să facă, știu eu, discursul poetic românesc compatibil cu cel occidental, adică cu acea direcție dominantă a poeziei occidentale derivată din poeticile concrete, din poezia concretă. Am mai avut cu Claudiu conversația asta, dar o să o rezum și pentru voi. Claudiu a scris un text minunat, cum spune el, dar cu adevărat minunat, cum a spus el, din politețe, mai puțin. A scris un text Poesis Internaționale, numărul cel mai recent, numit Viscerale Reacțiuni, care vine din, ca urmare a unor lecturi. Vine chiar din stomac, e chiar o reacție viscerală și vine ca urmare la unor lecturi și a unor discuții întâmplate la București, Brașov și Sibiu, într-un proiect făcut de Goethe Institut, Poesis Internațional și Centrul de Carte German, cu poeți germani tineri și poeți români tineri. Sigur, discursurile erau foarte diferite, discursul lor și discursul poeților noștri. Și în ultima seară, după lectura de la Sibiu, Claudiu a avut o discuție cu Garda Jos, cu Björn Kulik, în care Björn i-a spus că, i-a dat de înțeles cumva, nu i-a spus, aluziv, că exhibarea asta a corporalității, a visceralității, a sentimentalității dure, nu știu dacă și pure, practicată de poezia română recentă, e la fel de disgrațioasă pentru ei, pentru poeții germani, ca exhibarea rănii unui cerșetor care încearcă să te șantajeze emoțional, arătând, mișcându-și ciocul acela, sigur, care te face să ai reacția respectivă la stomac. Deci ei refuză programatic emoționalitatea, sentimentalitatea asta cât mai intensă pe care vizează poezia noastră. Nu vor să se lase manipulații emoționale. Claudiu și-a pornit textul acela pe care îl puteți citi în revistă sau pe net,
plecând de la această observație a lui provocatoare a lui Björn, eu cred că, i-am spus asta lui Claudiu, cred că vine și mai de mult acest refuz al emoției pure și al emoției, al sentimentalității cele mai dure. Mi-am adus aminte când îmi povestea Claudiu la telefon asta în timp ce scria textul lui, de un text al lui Thomas Mann, publicat într-o cărticică numită Germania și Germania, în care Mann, într-o conferință susținută chiar în timpul nazismului în Germania, vorbind despre muzică, dar sigur vorbea despre artă în general, spunea că muzica ar trebui interzisă, e o artă care coboară până la straturile animalității noastre. E o artă spirituală, construită, firește, artificială ca orice artă, dar care face rapel la straturile brutale, geologice, să zic așa, ale umanității noastre. Și activând această animalitate din noi, activând emoțiile cele mai bazale ale noastre, ne face brute, ușor de manipulat. Asta, și așa a explicat Thomas Mann de ce nația care l-a dat pe Wagner a devenit animalică, a devenit nazistă, a devenit exterminatoare. Pentru că muzica asta teribil de elevată și de evoluată, de fapt, extrage, forează în noi și extrage emoțiile astea destructive și ne animalizează, cumva paradoxal, spunea Mann. Și cred că de aici vine refuzul lor de a se lăsa manipulați emoțional, sentimental, de artă. Refuză narativul, refuză narativul irizat, cumva, de emoții și sentiment, refuză sentimentul, scrie o poezie ruptă, antinarativă, bineînțeles, cum e poezia concretă, nu o să mă apuc acum să o descriu. La ele două, ca să nu bat câmpii prea, să ajung prea departe, ele au câte un cuvânt fetiș fiecare în poezia lor. Cuvântul care se repetă, cred, cel mai des la Ana e creier, cuvântul care se repetă des la Emilia e inimă, în destule poeme. Deci, poezia lor, și sunt ambele poezii narrative. La Emilia e un tu, o anca, prietenie, tot o narațiune despre viața, așa cum e de altfel și la Ana. Ele nu le, și, deci nu, cu ele nu se produce, repet, acel punct de inflexiune care se ducă către acel refuz occidental, nemțesc cel puțin, al narațiunii și al emoției. Din punctul ăsta de vedere, ce fac ele, nu mi se pare că ar fi o ruptură în raport cu poezia anterioară, ci din potrivă, o continuare a ei, adaptată, bineînțeles, la noul etos postuman, psihosemantic, cum spune un prieten de-al meu, mama e ruptă de lume pentru că nu știe să trimită SMS-uri. Asta mi s-a părut înduioșător. Pentru Emilia asta pare, cum să zic eu, ești un dinozaur dacă nu știi să trimiți SMS-uri. Ești dintr-o epocă geologică, dintr-un cretacic rătăcit aici. Faptul că ajungi să exprimi singurătatea sau ruptura de lume prin această necuplare la mașinismul postmodern, mi se pare o modalitate foarte înduioșătoare de a umaniza mașinile. Deci poezia lor e atât de umană, tocmai că nu e postumană, nu refuză umană emoțională, e atât de umană cât reușește să emoționeze, să umanizeze până și mașinile. Și asta mi-a adus aminte de un vers dintr-un viitor poem de Claudiu Comartin, un vers minunat care spune: cândva vom pune mașinile să plângă în locul nostru. Cam asta, la asta m-a făcut să mă gândesc poezia, nu numai Emilie, ci și Ana. Despre grupul Zona Nouă, n-aș vrea să vorbesc decât poate eventual mai încolo, înainte de a se discuta efectiv pe text. M-am lungit. Da. Mulțumesc. Speram că o să te lungești, că o să ne spui lucruri frumoase. Pe texte, bănuiala mea e că nu se va vorbi prea mult acum, fiindcă nu le avem în fața ochilor, dar, într-adevăr, discuția pe care a pornit-o Radu pe mine mă interesează, fiindcă mă interesează felul în care se pot formula noile poetici ale celor mai tineri, mai tineri decât noi, și fiindcă eu unul îmi doresc foarte mult să rămân în contact cu felul în care se formulează o nouă tehnicitate, dar și un tip de sensibilitate, etosul acesta când duios, când foarte aspru și neclintit, poate mai puțin în versurile Emiliei, dar oricum tehnicitatea pe care o simți în unele poeme
e mereu dublată de o sensibilitate care supurează. Și, într-adevăr, deci nu există, cred, o ruptură între ce s-a făcut în poezia românească în ultimii 20 de ani și ce fac cei mai tineri decât noi. Însă am impresia că accentul se deplasează deja și eu văd ceva acolo care e pentru mine o promisiune că va fi, nu peste multă vreme, o poezie extraordinară care să vină din partea lor. Și voiam să induplec pe tinerii noștri prieteni, pe Radu, Alexandru, Andreea, care pentru mine nu vor să citească, dar mă gândeam că dacă toți suntem aici și stau la altă masă decât Emilia, ar putea pentru Emilia să citească puțin ca să ne cunoaștem ceva mai bine. Ce ziceți? Alex?